Cătălina, cum a fost acest turneu organizat la Centrul Național pentru Tenis? Un eveniment important pentru tenisul românesc. Da, este într-adevăr un eveniment important. Cred că este cel mai puternic turneu de internațional de junior pe care îl avem noi în momentul de față. Eu zic că a fost un turneu frumos. Din ce am discutat și cu cei din alte țări, chiar și cu părinți, antrenori, copii de la noi, toată lumea s-a simțit bine. Mulți au spus că chiar a fost mai bine organizat decât alte turnee de categoria 1 care se desfășoară în Europa. Și nu, a fost totul super. N-a ținut și vremea cu noi, chiar dacă se anunțau ploi, până la urmă ne-am descurcat foarte bine. Important este faptul că o jucătoare din România a câștigat turneul feminin. Este un lucru care ne dă speranțe pentru viitor? Sigur că noi ne dorim să câștige sportivii noștri pentru că pentru ei organizăm aceste turnee. Să le folosească și ca și puncte și ca și moral. Adică e un lucru, asta vorbeam și cu domnul Paul Bozdoc, antrenorul Ralucăi. Cred că este un rezultat foarte bun, chiar dacă poate pentru ea momentan nu mai contează atât de mult clasamentul sau punctele, dar ca și palmares în cariera unui jucător, îți amintești cu plăcere și ai despre ce vorbi, cred, să câștigi un turneu de categoria 1, e un lucru mare. Poate evolua acest turneu la un alt nivel în anii ce urmează? Au fost destul sponsor, mediatizare, lucrurile au părut destul de ok. La un alt nivel poate evolua, să zicem, din punct de vedere organizatoric. Ca și nivel, mai mult de categoria 1 nu putem urca pentru că nu există. Dar bineînțeles că loc de progres există oricând, adică poți să faci o grămadă de lucruri. Acum și noi am încercat, ne-am limitat oarecum, ne-am limitat la un buget, la posibilitățile pe care le avem aici. Dar, da, poți să faci foarte multe lucruri, sigur. Anul acesta s-a oferit în premieră și un trofeu Fair Play în memoria Florinței Mihai. Cum vezi faptul că tu ai fost anul acesta în rolul de director al turneului? Cum să văd? Așa cum poate ați observat la conferința de presă, nu mi-aș fi dorit să fiu director de turneu. E un moment nefericit, dar pe de altă parte, așa cum am spus, turneul ăsta a fost ca și copilul nostru. A fost un proiect la care am râvnit atunci când am depus aplicația în 2011. Ne-am bucurat extraordinar de mult pentru că nu ne așteptam ca Tennis Europe să ne acorde atât de multă încredere încât să ne ofere organizarea unui turneu de categoria 1. Și am încercat de la an la an să îmbunătățim împreună cu Dr. Oetker, cu Smart Group Corporation, care au fost fiecare an alături de noi. Am încercat să facem o săptămână specială pentru sportivi și nu doar din punct de vedere sportiv. Adică eu țin foarte mult și la aspectele din jurul activității sportive, în afara terenului, adică să nu ne concentrăm doar pe aceste meciuri care... A fost muzică, a fost petreceri tematice pentru copii. Da, întotdeauna încercăm să organizăm ceva, să chemăm un cântăreț, un magician, am avut șefi care au gătit diverse personalități care să încânte pe copii și să simtă și alte lucruri decât această nebunie a tenisului și să iasă un pic din starea de stres în care stau până la urmă tot anul și în fiecare zi se întâmplă aceleași lucruri. Din cauza asta am și creat un motou al turneului, să zic așa, Enjoy Life, Love Tennis.